De plaja modernă îi leagă pe mulți amintiri plăcute, doar atât a rămas însă din locul preferat în trecut de mii de turiști, care s-a degradat de la an la an. Nu ne aflăm într-o grădină botanică cu vegetație luxuriantă, ci pe scările ce permit accesul către plaja modernă. Locul acesta arată la fel în fiecare an, spre nemulțumirea turiștilor și a constanțenilor deopotrivă. Scări, când se coboară în toată pădurici asta care putea fi nu doar Mamaia, am înțeles că Mamaia este cea mai importantă parte din Constanța, dar să nu exagerăm. Plaja asta la fel putea fi amenajată, putea fi spațiu verde făcut ca spațiu verde. Nu. Puteau fi tăiați copăcei sau o chestie, pur și simplu să arate mai bine. Se poate, știu că se poate. Dar presupun că nu se vrea să pună accent pe Mamaia și cam atât și nu e în regulă. În timp ce în Mamaia interesul autorităților a dus la dezvoltarea stațiunii, plaja modernă a căzut în disgrație și modalitățile de distracție dintre cele două destinații diferă mult. Nisipul fin a devenit un fel de coș de gunoi. Mizerabil. Nu știu, lipsă de educație până la urmă. Toată lumea vine, consumă, aruncă. Venim de ani de zile la plajă și nu ne convine nici cum să găsim mizeria care este. Turiștii sunt nemulțumiți și de spațiul prea mare pe care șezlongurile îl ocupă. Cu șezlongurile și cu umbrelele s-au întins toată plaja. N-ai voie în zona aia, ca și cum toată lumea dispune de 10 lei pe zi. Chiar dacă dispui de 10 lei, te poți trezi că prețul pentru închirierea unui șezlong a fost majorat de la o zi la alta, iar bonul fiscal se acordă după preferințe. Ieri 10 lei șezlongul, astăzi la ora 12-15 lei. Ca să nu spune că și fără bonuri de mult. Asta vreau să vă întreb, vi s-au dat bonuri la... Ieri nu, azi da. Reprezentanții apelor române susțin că operatorii economici ar trebui să îngrijească plajele. Conform clauzelor contractuale, obligația fiecărui operator economic este de a ecologiza permanent plaja, în așa fel încât ea să fie curată, să poată să-și aștepte turiștii în fiecare moment. Totuși, apele române promit că în 2 ani plaja modernă va fi reabilitată.